Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în el: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă i-au răspuns: Noi suntem neamul lui Avram și niciodată n-am fost robi nimănui. Cum zici tu că vom fi liberi? Atunci Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun vouă, că oricine săvârșește păcatul, rob este păcatului, iar robul nu rămâne în casă de apururi, fiul însă rămâne de apururi. Așadar, dacă fiul vă va face liber, într-adevăr, liber veți fi. Știu că voi sunteți neamul lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Eu grăiesc ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis: Tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis: Dacă ați fi fiii lui Avram, ați face lucrurile lui Avram. Dar voi acum căutați să mă ucideți pe mine, care v-am grăit adevărul așa cum l-am auzit de la Dumnezeu. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Dar ei au zis: Nu suntem născuți din desfrânare, un tată avem pe Dumnezeu. Răspuns al lor Iisus: Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face pe voi liberi, zisa Domnul. Și ca să înțelegem acest cuvânt, iubiți credincioși, închipuiți-vă omul care nu este liber. Închipuiți-vă că este gol, că este rănit, că este în întuneric, că este în frig, că este legat de picioare cu cătușe, legat de mâini cu cătușe, legat de gât cu lanț și lanțul legat de mâini și de picioare și încovoiat cu capul la pământ, cu privirea în jos, cum era femeia gârbovă care îl căuta pe Hristos. Aceasta este imaginea lumii, iubiți credincioși, până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poporul zăcea în întuneric, în latura și în umbra morții, poporul zăcea în frig, în rană, în stricăciune, în boală și în moarte și toți erau legați de satana și duși în iad. Pentru că nu era biruită moartea, stricăciunea, iadul și diavolul, până la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Domnul le spune clar: Eu sunt doctorul sufletelor și a trupurilor, sunteți bolnavi, veniți la mine să vă vindecați. Eu sunt împăratul cerului și a pământului, sunteți sclavi și robi, veniți la mine ca să vă eliberați. Eu sunt învățătorul învățătorilor, veniți la mine și scăpați de idolatrie, de filozofia rătăcită și de alte greșeli ale rațiunii și să vă luminați prin Evanghelia și învățătura mea. Veniți la mine toți cei și împovărați duhovnicește, rațional, emoțional și trupește. Veniți la mine și ieșiți din temniță la libertate. Pentru că eu sunt. Eu sunt împăratul, eu sunt păstorul, eu sunt samarineanul milostiv. Eu sunt lumina, adevărul, calea și viața. Eu sunt toate pentru voi și m-am făcut tuturor toate. Dar tu trebuie să vrei, omule. Dacă nu vrei, nu poți să ieși din temniță. Pentru că voința omului, darul cel mai mare lăsat de Dumnezeu, în ființa umană, libertatea, este zid de aramă între om și Dumnezeu. Nu vrea omul, nu poate să se schimbe nimic, pentru că Dumnezeu bate la ușa ta. Iată, eu pot deschide și voi intra.
Dacă tu nu vrei, eu nu intru, nu te strivesc. Pentru că aș încălca legea iubirii, eu care sunt Dumnezeu și care sunt iubire. De aceea, iubiți credincioși, toată legea și toți prorocii, pentru a scoate pe om din întuneric, din întemnițare, din această încovoiere, strivire și boală, a dat o singură poruncă. Iubirea. Pentru că Dumnezeu este iubire. Și toată legea și prorocii se cuprind în verticală care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vârtutea ta, din toată puterea ta, din toată inima ta și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Și ca să realizezi această iubire trebuie să te răstignești. Să te răstignești în închinarea ta greșită la Dumnezei străini, la idol și la înțelesuri greșite. Trebuie să-ți răstignești această stare a Duhului tău care este o închinare la Duhul cel necurat. Trebuie să-ți răstignești, cum am spus, în iubirea de Dumnezeu, rațiunea ta, care este de fapt o strâmtorare și o închisoare și o gândire măruntă față de marea deschidere a Logosului care ne-a dus nouă înțelegerea rațiunilor, tuturor rațiunilor din lucruri. Trebuie să ieși din închisoarea ta emoțională care se concentrează într-un singur cuvânt, frică. În temniță este frică, în temniță este spaimă, în temniță este neputință, în temniță este nesiguranță, în temniță sunt toate adunate în frică. Și de frică nu te poate scăpa decât cunoașteți adevărul și adevărul vă va face pe voi liberi. Și precum în cer, așa și pe pământ, dacă te-ai eliberat în Duh, ți se va elibera și rațiunea. Dacă te-ai eliberat în Duh și în rațiune, ți se va deschide și inima și emoția, iar dacă pe acestea le-ai eliberat, trupul de la sine se va elibera, se va descătușa, pentru că așa precum într-o frică totul se somatizează în trup, așa și în libertatea Duhului totul se eliberează până la ultima celulă, precum în cer, așa și pe pământ, precum în planul spiritual, așa și în planul fizic. Și Domnul spune clar, cunoașteți adevărul și adevărul vă va face pe voi liberi. Dar, iubiți credincioși, există o boală mai cumplită decât întemnițarea, decât boala sufletească, rațională sau fizică sau emoțională. Există o boală și o întemnițare mai grozavă decât toate. Fățărnicia, iubirea de sine, nesimțirea minții și a inimii. Atunci tu spui că ești sănătos, dar de fapt ești bolnav. Spui că ești liber, dar tu ești întemnițat. Spui că ești în lumină, dar tu ești întunecat. Spui că vezi, dar tu ești orb. Tu spui că te miști, dar tu ești paralizat. Tu spui că ești bine, dar ești cumplit, ești pe marginea prăpăstiei. Tu spui că ești viu, dar ești mort. De ce? Pentru că Domnul a spus, lasă morții să-și îngroape morților, morți, morți. Tu vină și urmează mie. Și argumentarea păcatului, iubiți credincioși, este o boală mai cumplită decât toate. Pentru că a greși e omenește, dar a te îndreptăți este drăcește. Și farisei spuneau că ei sunt fiii lui Avraam, se îndreptățeau. Și Domnul spunea, nu, dacă ați fi fiii lui Avraam, dacă ați fi urmașii lui Moise, Moise, ați ascultat de mine, pentru că ei despre mine au spus, dar voi nu sunteți nici fiii mei, nici ucenicii mei, nici fiii luminii, nu ascultați nici de poruncile mele, nici fiii Tatălui Ceresc, nu sunteți nimic din toate acestea, ci sunteți fii ai tatălui vostru diavolul, sunteți fii ai minciunii, sunteți fii ai parșiveniei și ai vicleniei, pentru că voi căutați să mă urâți, să mă omorâți pe mine, eu care sunt Dumnezeu cel adevărat, lumina, adevărul, calea, viața și pâinea care s-a pogorât din cer. Și toate acestea le faceți argumentat și îndreptățit, pentru că voi de fapt sunteți niște chinuiți, niște bolnavi și culmea îndrăciți. De aceea, iubiți credincioși, fariseul și cel care îi se pare că este sănătos să se gândească la acest cuvânt, cui se pare că stă să ia aminte, să nu cadă, cui se pare că s-a asigurat, s-ar putea să piardă tot într-o clipă pentru că s-a mândrit, cui se pare că el are mântuirea deja în buzunar, s-ar putea să cadă în vâmile văzduhului pentru că a fost o falsitate în viața lui și a fost o poză. Și când se cearcă totul în foc, arde. Ce nu rezistă în foc, arde. Și în foc rezistă
doar ceea ce este autentic. Tot ce este pseudo arde în foc, tot ce este fățărnicie arde în foc, tot ce este necurat arde în foc. De aceea Domnul ne spune clar, voi sunteți fiii tatălui vostru, diavolul, sunteți fiii minciunii. Și minciuna, ai văzut că credincioși au umplut fața pământului de la cele mai mari nivele până la ultimul aspect al vieții noastre. Toți s-au abătut, netrebni s-au făcut. Nu mai este cine să facă binele, nu mai este până la unul. Stricatul sau toate rânduielile pământului. Cu topoarele au intrat și au zdrobit și au sfârmat porțile templului și au pus semnele lor de semne. De aceea, ai văzut că credincioși, înțelegeți și trediți-vă că orice cădere în planul spiritual atrage mânie și cădere în planul fizic, în plan social, în plan economic, în planul sănătății, în planul cel mai de jos. Și nebunii lumii acestea, inspirați de duhurile apticonice, pregătesc o religie mondială în care creștinismul să fie amestecat cu toate celelalte religii, adică să fie o minciună globală, o cădere din adevăr. Căderea din adevăr înseamnă întemnițare totală la nivel spiritual. Dar am spus creștinismul să fie unit cu islamul, cu mahomadismul, cu toate celelalte. Dar n-am spus dreapta credință sau ortodoxia. Pentru că nebunii lumea acestea definesc creștinismul cu papismul, protestantismul, neoprotestantismul și tot Consiliul Mondial al Bisericilor, spunând că acesta este creștinismul, plus câteva biserici locale care aderă la Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar drept măritorii creștini ortodoxi, în parte, în biserici locale și personal, în fiecare patriarhie, mitropolie, episcopie, protoierie și fiecare în sufletul lui, fiecare își dă proba mărturisirii de credință. De aceea, rămâneți în adevăr, că dacă ați căzut din adevăr, ați intrat deja în întemnițarea cea mai cumplită. Dacă ești strâns de mâini, de picioare, de gât, de orice, dar ai în inima ta adevărul, ești liber și ai plecat în împărăția cerurilor. De aceea, iubiți credincioși, după ce au căzut din har la un sinod tâlhăresc din Creta, și a urmat prăpădul care l-ați văzut, căderea ierarhilor prin semnătură împotriva credinței. Și căzând din har a atras ce? Mânia lui Dumnezeu. Boli, războaie, tulburare, sărăcie, învălmășeală, neliniște și toate astea. Pentru că s-a stricat sarea pământului și încă mai este din economie sfințenia lui Dumnezeu în biserica sa. Dacă însă o retrage, vezi că din cer sfințenia, prăpădul urmează. Și după asta o pregătesc aceștia potirul comun în care se forțeze pe toți în desfrânata globală, iubiți credincioși, să se unească toate religiile în una. Asta este desfrânata din Apocalipsă, susținută de cine? De fiara din Apocalipsă. Fiara din Apocalipsă nu este decât punctul maxim al inteligenței artificiale în care totul va fi controlat prin inteligența artificială și prin alte scamatorii științifice. Cădere la nivel religios, cădere la nivel rațional și urmează după aceea împilarea trupului la nivel fizic, când totul este modificat genetic, până când și trupul omului și apare omul robot, iubiți credincioși. Nebunie globală pe care oamenii nu se sesizează. Dacă n-ar fi indiferenți, dacă n-ar fi nesimțiți, dacă n-ar fi egoiști, dacă n-ar fi individualiști, ar pricepe și ar vedea. Dacă nu s-ar minți pe ei, n-ar fi fiii tatălor diavolului mincinosul. Pentru că oamenii se mint pe ei, îl mint pe Dumnezeu și îl mint și pe aproapele lor. Și le-am dat un canon. Simplu. Toți, în această întemnițare, să facă, iubiți credincioși, mișcare. Orice mișcare și o închinare. Cel mai simplu canon. De ce? Ca să vii duminica cu o lumânare care costă un leu, să te închini pe verticală, în mărturisirea credinței în fața lui Dumnezeu. Și pe orizontală să dai o pâine, să dai un leu, în fiecare zi un covrig, dacă poți, să deschide-te și pe orizontală ca să fii răstignit pe cruce, să nu fii încovoiat așa, ci să fii deschis pe verticală și pe orizontală să fii răstignit ca să învii. Nu poți să învii fără de acest gest continuu de consacrare, de închinare, de slavoslovire al Dumnezeu și de manifestare a credinței prin iubire, pentru că credința fără fapte este moartă, să faci un gest, să odihnești și să ajungi pe aproapele tău. Dar dacă nesimțirea este la cote mari, la cote mari, ți se pare că ți se cuvine să fii slujit în biserică,
Ți se pare că ți se cuvine ca să primești Sfânta Împărtășanie? Ți se pare că ți se cuvine să fii purtat pe palme, să fii deslegat, să fii binecuvântat, să fii hrănit, să fii ospătat și atunci tu nu mai sesizezi și cazi în această stare, biscuitincioși, și te numești cu emfază fiul lui Avraam, adică te numești creștin, pentru că tu te spovedești, te împărtășești, dar în inima ta ești un împietrit. Și apoi, în această stare de închinare, biscuitincioși, apar toate celelalte boli psihologice și psihice, pentru că tu te crezi voinic, dar ești un nimic. Tu te crezi bărbat, dar ești un frustrat. Tu te crezi că ești un milostiv și filantrop și ai dat nimic la un amărât, un covrig și propovăduiești la toată lumea ce milostenie ai făcut tu cu fățărnicia ta. Și atunci îți argumentezi patima într-o nesimțire cumplită și este boala bolii, metastaza metastazei, iubiți credincioși, și te duci dincolo și spui, Doamne, dar eu am făcut și Andres și Domnul îți va spune, nu te cunosc pe tine. Nu văd în tine smerenia mea, pentru că eu am zis, învățați la mine smerenia și blândețea, nu mândria. Afirmarea de sine și forța pe orizontală, iubiți credincioși. Cuvântul Domnului este clar. Sunt două căi, a adevărului, a luminii, a vieții, a slujirii lui Dumnezeu, a închinării la Dumnezeu cel întreime slăvit, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică și iubirea manifestată din mila și bunătatea creștină, sau există altă cale a minciunii, a ereziei, a rătăcirii, a iubirii de sine, a lipsa de simțire față de aproapele și a închiderii în iadul propriu. Fiecare alege, iubiți credincioși, că de aici începe minciuna sau adevărul, de aici începe raiul sau iadul, de aici ajunge în împărăție sau în focul Ghehenei și totul se adună în libertatea umană. Deci fiecare să-și facă o reevaluare interioară și să vadă cât este de mincinos și cât este cu Hristos. Să vadă fiecare cât este fariseu sau cât este autentic. Să vedem fiecare dintre noi să fim niște păcătoși smeriți decât niște mândri argumentați și să rădăjdim în mila și iubirea de oameni al Dumnezeu și să ne pregătim continuu, iubiți credincioși, continuu să ne pregătim în aceste vremuri pentru împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Amin.